nu este tradus în limba română. E păcat că nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și poate găsim o modalitate, asta discutam și la mine în birou, de a face această colaborare cu editura dânsului către care are cesionate drepturile de autor. Da. Asta ar fi opțiunea principală, vă spuneam că ar mai exista și opțiunea să scrii ceva original în română, doar că este nevoie de un editor mai bun, pentru că româna mea de vorbă este ok, dar cea scrisă... Doriți, poate vă putem ajuta și în acest. Este cam complicată. Da, presupun că depinde un pic și de timpurile pe care o să le am eu cu munca, că n-am vă dat seama, nu iese așa de pe zi pe alta totul. Și dacă vrei să faci ceva, trebuie să faci un de calitate. Adică, mă refer că ar trebui să treacă o anumită perioadă. Exceptând treaba cu pandemia, călătoresc foarte mult. Și pentru a scrie am nevoie de stat într-un loc fix, pe o durată de timp, să mă așez eu acolo. Și la anul ăsta am o grămadă de călătorii, pentru că publicăm în martie. Ieșim cu un nou volum de poezii și o să avem în principiu turneu în Spania, Argentina, Columbia și Ecuador. Așa că o să, pe primele, nu să zic, 5 luni din an, începând cu martie, o să fiu un pic mai ocupat. Dar restul timpului, vedem. S-a m-a pus să lucrez din nou de data asta, la omul tău. Au venit cititori români la Târgu de Cărți din Madrid, de anul ăsta. Am rămas foarte surprins. Într-o zi au venit undeva la, cred că 50 de persoane de cititori români. Ceea ce nu mi se întâmplase până acum. Cum te simți mai mult, român sau spaniol? E o întrebare bună. Deliștea. Da, este complicată întrebarea, pentru că am esență din ambele locuri. Înțeleg eu. Dar îmi place foarte mult la Lerești, după cum spun peste tot. Mă simt foarte, foarte bine că stă acolo, dar în același timp îmi place foarte mult și să ies cu prieteni într-un bar în Madrid. Vin cu foarte mulți prieteni, cred că fiecare an am venit cu câte cineva. Chiar anul ăsta vreau să, anul ăsta și anul viitor vreau să organizez o excursie cu scriitori din Spania. Avem un grup, suntem undeva la... între toți, cred că, nu știu, am vândut multe milioane de cărți. Sunt persoane foarte, foarte interesante, care deja au seriale pe Netflix, și putem găsi iarăși o portiță de colaborare, să ajutăm, dacă vrei să faci chestia asta, și poate că promovăm în felul acesta și Argeșul și valorile noastre argeșene. Exact. Și cultura sunt și invers. Majoritatea scriitorilor despre care vă vorbesc eu sunt prozatori. Sunt nume foarte mari din acolo din Spania, cum este Elizabeth Benavent sau Javier Castillo, au și traduceri mulți dintre ei în română. Ar fi interesant să găsim o portiță pe aici, pentru că vă dați seama, adică orice festival din Spania ar face o săptămână de programare cu noi toți. O să fie treaba cu limba și cu toate cele, dar vreau să-i aduc și dacă nu se poate întâmpla opțiunea asta, vreau să-i aduc să ne plimbăm. Mulțumesc Consiliului Județean Argeș pentru întâlnirea, pentru cuvintele frumoase, pentru punctele în comun și sper ca pe viitor tot ce am vorbit astăzi se va fructifica într-o colaborare frumoasă.